Dacă nu mai sunt alte discuții, eu vă mulțumesc și putem să mergem mai departe. Avem plăcerea astăzi să-l avem printre noi pe domnul avocat dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, pe care îl invităm să ne susțină o temă interesantă despre limitele dreptului avocatului de exercitare a actelor procesuale de dispoziție în procedura arbitrală. Ce-o scuze organizatorilor, însă domnul profesor Roș m-a incitat să stăm jos. Am zis să fim solidari și numai din cauza asta am trecut așa. Tema este o temă aparent aridă, nu neapărat extrem de actuală, dar după opinia mea este incitantă. Și datorită faptului că de regulă nu ne punem problema ca în arbitraj să se ridice chestiunea validității actelor procedurale de dispoziție făcute prin mandatar, în speță prin avocat, datorită chestiunii că prezumăm că problema este arhicunoscută și arhicunoscută fiind nu necesită o investigație specială atunci când se îndeplinește actul procedural propriu-zis și datorită faptului că, în majoritatea cazurilor, prezumăm că lucrurile sunt cunoscute atât de arbitrii, cât și în situația în care părțile sunt reprezentante convențional în arbitraj, prin avocat și prin consilieri juridici regulile în materie, aplicându-se în același mod, datorită faptului că legea ce reglementează activitatea consilierilor juridici conține în ceea ce privește aptitudinile de desfășurare a actelor de procedură prin mandatarul convențional consilier juridic, reglementări quasi identice. Pornesc de la premiza că în ceea ce privește arbitrajul, noul cod de procedură civilă consacră interminis, o concepție care, începând din 1993, reluată tradiția arbitrajului clasic din istoria activității de acest gen desfășurată în România, și continuă tendința de a face tot mai evidentă prin reglementări precise, dimensiunea contractualistă a activității de arbitraj, de asemenea manieră încât cei doi piloni ai activității desfășurate în arbitraj, convenția arbitrală și hotărârea arbitrală, să fie toate subordonate libertății contractuale care stă la baza arbitrajului. De această concepție, zic, evident, în ceea ce privește modificarea codului de procedură în 1993, este continuată de către Cartea 4-a din nou cod de procedură civilă și continuată în mod fericit, pentru că în ceea ce privește problema pe care o analizăm, subordonată evident domeniului desfășurării activității procedurale propriu-zise în arbitraj, se consacră regula că regulile de procedură în arbitraj sunt, în primul rând, cele care sunt prevăzute în Convenția Arbitrală. În ipoteza în care în Convenția Arbitrală nu sunt prevăzute astfel de reguli, legiuitorul stabilește că Tribunalul Arbitral însuși poate să stabilească aceste reguli și numai în cazul în care există o tăcere a Convenției Arbitrale. Și nu există nici aceste reguli stabilite de Tribunalul Arbitral, se aplică dispozițiile din Cartea 4-a a procedurii civile privind arbitrajul. Sigur, este o constantă arbitrajului că în regulă generală, în lipsa unei mențiuni exprese din cuprinsul Convenției Arbitrale, Tribunalul Arbitral se cam abține să stabilească propriile reguli ale arbitrajului după ce arbitrii au fost deja desemnați. Insist asupra împrejurării că
Există posibilitatea ca în convenția arbitrară acest drept să fie expres conferit și atunci, avându-și această solicită, evident că regulile vor fi create în condițiile în care acest drept de abținere, care ține de o constantă, zic, poate fi, din potrivă, pus în situația în care să nu fie eficient ca atare. Este fără putință de îndoială că, datorită acestor orânduieri, să le spun așa, cu privire la modalitatea în care se stabilesc regulile de procedură în arbitraj, și datorită faptului că eu cred că și în concepția actuală a noului cod de procedură civilă rămâne valabilă teza potrivit căreia, în ipoteza în care în convenția arbitrală se face trimitere expresă la un arbitraj instituționalizat cu reguli prestabilite, cunoscute prin ipoteză de către cei care fac o astfel de alegere, se procedează sau are loc o operațiune pe care domnul profesor Băcanu, în materia arbitrajului vorbesc, o numea o operațiune de nostrificare, de încorporare în convenția arbitrală a regulilor instituției arbitrale care devin ca atare părți din convenția părților. Cred în teza aceasta. E adevărat, este o teză împărtășită și domnul profesor Florescu în arbitrajul comercial internațional și domnul profesor Roș au susținut-o ca atare în doctrina specifică, unde s-a distins între ordinea publică procedurală specifică a arbitrajului și ordinea publică specifică jurisdicției statale, în condițiile în care majoritatea normelor din partea a patra a codului de procedură civilă, inclusiv cele cu privire la regulile judecății în ipoteza în care ele devin incidente, sunt reguli dispozitive. Principiile acestea sunt principii care subordonează și configurează în același timp, într-un mod cu totul particular, instituția juridică a efectuării actelor procesuale de dispoziție în procedura arbitrară de către mandatarul convențional și, în mod special, tema discuției de către avocat. Pentru că, în condițiile în care noțiunea de ordine publică procedurală din domeniul arbitrajului nu este impregnată de predominantul imperativ normativ, evident că toate aceste acte de dispoziție procesuală sunt subordonate principiilor esențiale ale procedurii de judecată arbitrale, care sunt expres reglementate în Cartea a patra și care, așa cum sunt ele reglementate, fie numite principii primordiale, fie numite, principii fundamentale, fie numite principii esențiale, sunt dintre acelea care fac ca judecata în arbitraj să aibă două calități de dorit. Să fie una regulată, deci cu alte cuvinte, cu grija respectării regulilor, repet, în general, convențional stabilite, și să fie și dreaptă. Regulată fiind și dreaptă, ordinea publică procedurală specifică procedurii arbitrale satisface exigența procesului echitabil, în sensul pe care l-am arătat, și face ca actele procesuale de dispoziție să fie făcute în așa fel încât arbitrii, când constată efectuarea lor, să nu facă altceva decât să verifice regulile de înfăptuirea unor astfel de acte de dispoziție procesuală, pornind de la 575 alineatul 2, din Cartea a patra, respectiv din nou cod de procedură civilă, care reglementează că judecata arbitrală se desfășoară potrivit regulilor stabilite în ordinea pe care v-am expus-o,
conform convenției părților, conform celor stabilite de către arbitrii și în ultimă instanță, când există plăcere sub aceste două paliere, se aplică cartea a patra și cu toate acestea, textul spune expres că principiile fundamentale ale procesului civil sunt aplicabile în mod corespunzător în procedura aplicabilă, această nuanță de aplicare în mod corespunzător, fiind una dintre acelea care pune, evident, interpretul normei juridice și practicianul să răspundă la întrebări. Pentru că totdeauna o reglementare legală care folosește sintagma sunt aplicabile în mod corespunzător, dă interpretului, fie cel care propune soluția, fie cel care în final o decide, posibilitatea ca în noțiunea de corespunzător să implice un drept de apreciere. Evident că el nu poate fi discreționat, dar acest drept de apreciere motivat a aplicării corespunzătoare este cel care incită la discuții, după care concret, imediat, le vom face. Nu mi-am propus, pe exemplu, să stabilesc dacă împreună astăzi este cazul să răspundem la întrebarea că dreptul pe care l-ar exercita o parte prin avocat de a accepta competența instanței arbitrale în calitate de părere, fără a invoca inexistența unei clauze arbitrale, este un drept de dispoziție procesuală, adică face parte din sfera actelor de dispoziție procesuală, poate fi el exercitat prin avocat și dacă da, în ce condiții? N-am pus întrebarea dacă după ce se pronunță o hotărâre arbitrală, avocatul care a reprezentat partea în arbitraj are obligația să declare și să introducă o cerere în anulare a hotărârii arbitrale, pornind de la dispozițiile din dreptul general, care devin și ele aplicabile atunci când această dispoziție din cartea a patra tace, dreptul general în materie de procedură fiind dreptul comun, și e obligatoriu ca nu cumva, pentru a nu se pierde termenul, sub rezerva ratificării de către parte, mandatarul convențional să exercite acest mijloc de control al hotărârii arbitrale cu discuțiile derivare dintr-o paranteză care s-a făcut ieri, care de atac, cerere propriu-zisă, distinția dintre control judiciar și control judecătoresc, natura mixtă a celui de atac specifice în materia hotărârii arbitrale, cererea în anularea hotărârii și așa mai departe. Deci nici asta nu vreau să discutăm. Vreau să discutăm nici actul de dispoziție care ar putea să le exercite avocatul prin faptul că, deși în cererea de chemare în judecată a indicat probele pe care le solicită și pe care le indică, drept, probele pe care se întemeiază cererea, ajunge în faza în care solicită probele în vederea încuvințării lor după dezbateri contradictorii în fața tribunalului arbitral și declară că renunță la o probă care era menționată în cererea de chemare în judecată, era solicitată și, în consecință, nu mai cere. Sunt doar câteva din întrebările și problemele care incită la discuții și care demonstrează că este actualitate, este de actualitate problema abordării verificării actelor procedurale efectuate prin avocat, calificarea lor ca acte de dispoziție procedurală sau nu? Pentru că în condițiile în care ajungi ca arbitru la concluzia că este un act de dispoziție procedurală, trebuie să verifici dacă formalitățile procedurale ale săvârșirii unei astfel de act de dispoziție sunt în arbitraj dintre acelea care sunt identice ca în procedura statală sau dimpotrivă, datorită naturii preponderent contractualiste a arbitrajului, ceea ce se reflectă și în latura sa privind activitatea jurisdicțională în procedura arbitrală,
nu se aplică regulile în același mod. Și dacă pornim și de la premisa că în nou cod de procedură civilă, un motiv prin care, pe care se poate întemeia cererea de anulare a hotărârii arbitrale, este în continuare motivul pe care, în mod deliberat sau nu, datorită subconștientului, datorită formării anterioare a juriștilor, legiuitorul în continuare l-a menținut ca fiind temeiul acțiunii în anulare, mă refer la 608, litera H, hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele morale și dispozițiile interpretative ale legii, într-o redactare care nou, în vechiul cod de procedură civilă a fost comentată în sensul că în realitate s-a preluat sintagma fostului articol 5 din Codul Civil 1964, care prevedea distinct ordinea publică și bunele morale. Aici, în codul de procedură civilă, distingându-se normele imperative de această noțiune, ceea ce face ca discuția să continue pe acest rând, care nu este obiectul discuției noastre, evident că este important să verifici dacă ține de domeniul ordinii publice sau a regulilor imperative efectuarea propriu-zisă a actelor procedurale de dispoziție. Iată cadrul în care socotesc că este de actualitate problema. Și problema este de actualitate și pentru că pentru prima dată noul cod de procedură civilă a reglementat activitatea avocatului la arbitraj într-un mod particular. Există rațiuni care au determinat legiuitorul să reglementeze în articolul 546 din noul cod de procedură civilă într-un mod particular efectele reprezentării prin avocat în procedura arbitrală. Împuternicirea dată avocaților potrivit legii valorează alegerea domiciliului procesual al părții sau, după cazul sediului procesual la avocat, distinția domiciliu-sediu, ducându-ne la ideea că, în realitate, reglementarea a vizat atât reprezentarea persoanei juridice, cât și reprezentarea persoanei fizice în arbitraj, dacă în cuprinsul acesteia nu se prevede altfel, ceea ce înseamnă că, în continuare, nuanța vizând preponderența voinței reale a părților, inclusiv în acordarea mandatului, chiar în condițiile în care există această regulă, să fie cea care să permită răsturnarea prezumției legale instituite cu privire la desemnarea sediului social în cazul reprezentării convenționale prin avocat la sediul profesional al acestuia, dar și reglementarea că împuternicirea dată avocaților cuprinde și dreptul avocatului de a exercita opțiunile cu privire la caducitatea arbitrajului, precum și de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului, fiecare dintre acestea fiind, dacă le analizăm, tot acte procedurale de dispoziție de natura celora de care evocam, că sunt o categorie de acte de procedură săvârșite de către reprezentantul convențional în arbitraj avocat, care necesită o investigație aparte față de teoria generală a actelor de procedură dezvoltată în știința dreptului procesual civil, pentru că sunt nuanțe și nuanțe. Nu insist asupra materialului pe care, și nu reproduc materialul întreg pe care l-am conceput pentru această acțiune făcută de către curte. Dar insist asupra împrejurării că regulile generale cu privire la raportul dintre Cartea 4-a de procedură, norme speciale față de restul dispozițiilor din partea generală a codului de procedură, se aplică după raportul dintre special și general. Insist asupra faptului că în Cartea 4-a nu există reguli speciale cu privire la formele și formalitățile reprezentării convenționale și că, în consecință, se aplică regulile generale pentru a se verifica respectarea formelor și formalităților reprezentării, inclusiv al reprezentării prin avocat. Și de aici încolo trebuie să observate reguli speciale cu privire la caracterul mandatului
reprezentantului convențional al părții cu privire la efectuarea unui astfel de acte de disociație. În cursul arbitrajului se legitimează în calitate de reprezentant convențional avocatul sau consilierul juridic, spune codul de procedură civilă, pentru prima dată, prin înscris potrivit legilor speciale de organizare profesională a fiecăruia dintre cele două profesii juridice în discuție. Dacă verifici legea specială privind profesia de avocat, nicăieri nu găsești reglementarea înscrisului prin care se dovedește calitatea de reprezentant convențional al avocatului. De atare, sintagma potrivit legii speciale folosite de codul de procedură civilă te duce la ideea că atâta vreme cât o astfel de reglementare legală nu cuprinde forme și formalități cu privire la înscrisul sau condițiile pe care de formă ale înscrisului, n-ar trebui să existe decât o libertate convențională de acordare a înscrisului, care ar trebui să străbată materia arbitrajului. În realitate, există prevederi exprese tot în cartea a patra, care fac referire directă la noțiunea de împuternicire dată avocaților. Și, deși legea noastră, legea avocaților, nu prevede vreodată că în materia reprezentării avocațiale, împuternicirea dată avocatului, mandatul dată avocatului, ar avea o denumire specială, statutul reglementează în mod expres împuternicirea avocațială ca fiind înscrisul prin care avocatul se legitimează față de terți puterile sale de reprezentare, regăsindu-se în realitate în contractul numit, special reglementat de legea 51/95, contractul de asistență și reprezentare judiciară. Dacă toate actele procedurale de dispoziție sunt prevăzute de către nou cod de procedură civilă, ca fiind acte pentru care este necesar un mandat special pentru efectuarea lor. Și dacă legea specială prezumă că avocatul poate să desfășoare în fața instanțelor, fără a distinge dacă este vorba de o instanță din sistemul statal sau de o instanță organizată în afara sistemului judiciar, cum este cazul și activităților desfășurate în instanțele arbitrale, pe care le numim generic tribunale arbitrale, înseamnă că, și dacă se prezumă că împuternicirea îi dă dreptul să facă toate activitățile de procedură concretizate în acte sau operațiuni tehnice ce alcătuiesc reprezentarea sau asistarea prin avocat sau prin consilier juridic, în materie însă de acte de dispoziție procedurală, textele sunt exprese în sensul că este nevoie de mandat special. Este nevoie ca acest mandat special să aibă o formă scrisă diferită? Nu. Se aplică aceeași formalitate scrisă, împuternicirea dată avocaților potrivit legii, aceasta este împuternicirea avocațială, și tema noastră, care vizează și identificarea formelor și formalităților necesare pentru a se verifica dacă cel care ar trebui să exercite un act de dispoziție procesuală în timpul arbitrajului este îndrituit să o facă sau nu, trebuie să răspundă la problema dacă mandatul special reclamat de lege poate să fie incorporat și e suficient să fie incorporat în împuternicirea avocațială. În practica judiciară statală, toate lucrurile sunt clare. Atâta vreme cât în mod expres în conținutul împuternicirii avocațiale se menționează actul procedural de dispoziție ce poate fi făcut, există prezumția legală că cel care a acordat mandatul a acordat și mandatul special. Repet și susțin cu grijă că această prezumție legală, ca și multe alte prezumții,
Sunt mijloacele, ficțiunile pe care dreptul le poate accepta în materie de reprezentare în justiție, pentru că, în realitate, raporturile dintre mandante și mandatar respectiv, dintre parte și reprezentantul convențional, îmbracă forme și formalități care nu sunt supuse toate controlului din partea celor în fața cărora se fac alte dispoziții, legea prezumând că toți sunt de bună credință. Și cel care dă mandatul, și cel care înfățișează mandatul. Circumstanța specială a avocatului este însă că el însuși își întocmește împuternicirea avocației. Și el însuși este cel care completează de regulă un contract de asistență juridică cu conținut prestabilit, reglementat prin norme infraparlamentare, este adevărat, statutul profesiei de avocat, anexa numărul 1 la statut, și din cauza aceasta apar discuțiile. Căci dacă ar fi fost vorba despre o formă sacramentală, făcută pe răspunderea altui profesionist, cum e notarul, toate discuțiile nu erau necesare. Există o dispoziție legală expresă în legea 51/95, mai puțin cunoscută, adevărat, pentru că este și mai puțin aplicată în practică, în care, datorită faptului că în concepția legiuitorului, profesia de avocat este o profesie care reflectă interesul public al reprezentării prin avocat, când este vorba cel puțin de implicarea celor interesați cu drepturi sau interese legitime în justiția statală, inclusiv în arbitraj, dispoziție care spune că instanțele, fără a distinge felul lor, sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al persoanei care se prezintă ca avocat și care exercită acte specifice acestei profesii. Dispozițiile noului cod de procedură civilă în partea generală au preluat tale coale dispoziția și obligă în instanțele, ca în ipoteza în care părțile sunt reprezentate, să se verifice și calitatea reprezentantului și formalitățile reprezentării. Această formalitate, credem, că se aplică și în procedura arbitrală, fiind de presupus că în această procedură, mai ales, unde tehnicitatea implică de regulă prezența avocatului în arbitraj și viața demonstrează că majoritatea arbitrajelor părțile sunt reprezentate, face ca, în realitate, zic, și aceste verificări, chiar dacă nu se fac într-un mod vizibil, în sensul că nu există o obligație regulamentară de consemnare a verificării calității și formalităților care sunt eschivate de către reprezentant, că ea să se facă în mod firesc. Rămân aceste formalități, cred, suficiente și ele sunt suficiente și pentru că în partea generală a noului cod de procedură civilă s-a schimbat ceva. S-a introdus regula nulității necondiționate de vătămare în cazul în care sunt încălcate regulile legale ale reprezentării. Această dispoziție expresă din noul cod de procedură civilă este de natură să facă problema pe care am adus-o în discuție cu atât mai importantă, pentru că în regulă respectarea dreptului de dispoziție al părții, principiul fundamental al arbitrajului, respectarea dreptului la apărare, inclusiv la apărarea prin avocat, principiul fundamental al arbitrajului, respectarea contradictorialității, deși al dreptului părților, fiecarei părți din arbitraj, de a pune în discuție probleme legate de reprezentarea procesuală în arbitraj în condițiile în care dreptul comun consacră nulitatea necondiționată a reprezentărilor, a reprezentării procesuale, ceea ce creează o discuție. Dacă regula ține de ordinea procedurală de ordine publică sau dacă ține de ordinea procedurală de ordine publică în accepțiunea arbitrajului în altă modalitate și ceea ce face ca ceea ce susțin cu privire la verificarea condițiilor și formalităților
în persoana celui care reprezintă pentru efectuarea actelor de procedură de dispoziție în arbitraj, să fie o problemă care este actuală. De aici încolo, cred că se aplică și în arbitraj regulile clasice cu privire la efectele și modalitatea în care se procedează pentru a se renunța parțial sau total la cererea de arbitraj de către cel interesat, reclamantul de regulă, sigur și pentru că face o cerere convențională în arbitraj, de a se renunța la însuși dreptul pretins, de a se încheia tranzacții la arbitraj. Dacă toate aceste reguli care sunt prevăzute în partea generală a codului de procedură civilă sunt incidente sau nu, răspunsul practicii arbitrale de până acum, cel puțin la curții de arbitraj, a fost în sensul că ele se aplică cu efecte specifice, așa cum sunt ele reglementate în alte părți ale codului arbitral, cum ar fi porțile reglementării privind taxele arbitrale și efectele renunțării la judecată funcție de momentul procesual în care se fac efectele tăcării. Și cu privire specială, mai am doar de remarcat, împrejurările relative la renunțarea la care datată a semnalului, care reprezintă tot un drept de dispoziție procedurală, care semnifică în realitate achiesarea la hotărârea arbitrală. Și care, după cum știți, ca o preocupare constantă, văd acordului, din nou se face distinția dintre faptul că nu există posibilitatea renunțării anticipative prin însăși convenția arbitrală, ci renunțarea trebuie să fie făcută în condiții post-factum, după pronunțarea hotărârii arbitrale, atunci când se impune să fie făcută. Și totuși, problemele continuă să fie și mai actuale. Le evoc, urmând să ne gândim la ele. Vedeți, modificările făcute la codul de procedură civilă, așa cum a fost el conceput inițial în ce privește arbitrajul, au făcut ca în realitate să existe împotriva hotărârii arbitrale și care de atac acțiunii anulare, dar și dreptul de a se exercita recurs cu privire la hotărârea pronunțată pe judecata acțiunii anulare. În ce privește această cale de atac, nu e cazul să insist cu privire la faptul că actele de dispoziție procedurală se întocmesc într-un mod cu totul particular în condițiile care, în recurs, este obligatorie sub sancțiunea nulității, prezența avocatului sau consilierului juridic, mai ales în condițiile în care cu nou cod de procedură civilă aceasta aduce o inovație cu totul în parte, și anume persoanele juridice nu pot fi reprezentate decât exclusiv prin consilier juridic. Ceea ce demonstrează că, în realitate, această preocupare cu privire la reprezentarea convențională prin profesioniști care au dobândit calificări profesionale potrivit legii speciale, a fost o preocupare a legiuitorului care naște probleme serioase în condițiile în care practica se confruntă încă cu nevoi care au fost depășite de mult în istoria României de după al doilea război mondial, în sensul că n-a existat niciodată curajul ca cineva să vină și ca farsor să se prezinte și să spună sunt avocat. Mai ales în arbitraj. Dar viața demonstrează că sunt destui care și-au rog această calitate în instanță. Și aceste realități pot naște moaște, hotărâri judecătorești de alte în condițiile în care ordinea publică, iată, după mine și în ce privește ordinea procedurală la arbitraj, ar fi încălcată. Fără să fie nevoie să faci prea mare filozofie în fața instanței arbitrale. Mai complicat este dacă în acțiunea la anulare, admițându-se acțiunea, se judecă neechitate, pe fond. Știți, dispoziția procedurală nu este cazul, o evoc, pentru că e bine ca la astfel de întâlniri să stănim curiozitatea ca reflexia să aibă loc după ce verificăm testul și o să vedeți cât de complicat e să declar recurs împotriva unei hotărâri date subsecvent admiterea acțiunii în anulare, soluționării pe fond al litigiului în echitate, în raport de tiparul motivelor de recurs
Cred că v-a strânit curiozitatea. Nu mi-am propus să dau soluții. Mă evit în calitate de practician să le dau. Dar sunt convins că reflexia cu privire la toate aceste condiții de fond și de formă ale actelor de procedură, de dispoziții special, care sunt legale, responsabilitatea aparte pentru avocatul serios în arbitraj, este o chestiune la care v-am incitat. Vă mulțumesc! Cărțile și reflectă practica. Considerați că aceste limite în exercitarea actelor de dispoziție procedurale, atât în instanța arbitrală, cât și în instanța statală, ar trebui gândite și raportate în funcție de drepturile mandanților, care întotdeauna sunt părțile în ambele cazuri, sau în funcție de controlul judecătoresc? În ce privește locul în care ne aflăm și tematica pe care o discutăm, eu nu neg faptul că, într-o monografie pe care, sincer vă spun, o iubesc, iubesc mai multe și sunt mulți în sală autori de monografii și nu fac mărturisit nominale, dar lipsește, nu-l văd pe domnul Băcanu și mă refer la dânsul. Evocarea dânsului, cred că reprezintă pentru toți cei care l-au cunoscut sau îl cunosc. Eu personal l-am cunoscut prin domnul Saverio Zilberstein și știu că amândoi mi-au fost adevărate lumini spirituale în ce privește întregirea mea ca jurist. Știu că, în practică, s-au validat inclusiv hotărârea arbitrală în care s-a discutat despre nelegalitatea reprezentării prin avocat, socotindu-se că prioritatea trebuie să fie dat dreptului mandanților. Deci această practică judiciară creată în condițiile fostului cod de procedură civilă, când reprezentarea condiției extrinsecă a unui act de procedură săvârșit de către instanțele judecătorești sau de către instanțele arbitrale. Acte de procedură ale instanțelor arbitrale, fiind încheierile arbitrale, hotărârile arbitrale, dispozițiile luate în limitele pe care le prevede regulile arbitrale instituționalizate. Deci când reprezentarea ca o condiție extrinsecă nu era sancționată în ce privește încălcarea ei cu nulitatea necondiționată. Ținând cont însă că în materia nulităților procesuale, clasificarea condițional-necondițional este identică cu clasificarea nulitate absolută, nulitate relativă, și ținând cont de faptul că în realitate drepturile părților sunt prioritare, orice fel de ratificare făcută de către parte în materie de arbitraj este totdeauna, după mine, aptă să realizeze ceea ce că pe lui Dumnezeu să drepte numea asanarea nulității în materie de drept substanțial, iar aici operează sub forma ratificării procesuale ipoteza în care actul de procedură este un act în legătură cu care s-ar ridica probleme de valabilitate derivate din formalitățile de prezentare. Și răspund la întrebarea că, în secvent ipotezei pe care am avut-o, datorită naturii contractualiste arbitrajului, prioritatea trebuie să fie acordată voinței juridice reale a mandantului. Formalitățile, v-am spus, reprezintă elementul care, în concepția domnului Deleanu, sunt elementele prin care se realizează procesul de ficțiune în drept. Sigur, nu e dânsul autorul original al teoriei. Anita Nașiț și alții dinaintea dumneei au scris destul în legătură cu chestiunea asta. Deci, cu alte cuvinte, prezumția pe care se bazează săvârșirea actului de reprezentare care are formalități ce pot induce în eroare, nu este o prezumție care să fie neglijată de practician. Iar atunci când se constată că există, se dă prioritate voinței reale a mandantului. Pentru că, fără acest lucru, chiar am fi niște formaliști excesivi, iar procedura, în general, mai ales procedura arbitrajului, corespunde tendinței actuale a procedurii în general. Pragmatică, mai puțin formalistă, constructivă în favoarea eficienței, fără ca să absolutizăm excesiv și nejustificat
noțiunea de vătămare procesuală prezumată, acolo unde poate declară nu. Cu ce am răspuns? Dacă mai aveți întrebări. Mai avem o întrebare. Ați pomenit la un moment dat despre problema reprezentării, în cazul discutării necompetenței, a nevalidității clauzei promisorii. Aș fi interesat un pic, ați ridicat problema. Știu că nu vreți să dați soluții, dar cum vedeți dumneavoastră problema reprezentării? Deci prima problemă este dacă e ridicată tot de un profesor. Dacă este posibil să dai mandat anticipativ general avocatului, inclusiv pentru redactarea convenției arbitrale, inclusiv pentru susținerea procesului arbitral, mandatul anticipativ general presupunând caracterul lui special, în sens de expres dat, și de aici încolo, partea mandantele de care m-a întrebat doamna vicepreședintă devine captivă și dependentă exclusiv de voința profesionistului, care știe el ce să facă. Înclin să cred că, în realitate, teoria are o mare nedreptate care se poate crea, pentru că, în regulă generală, tactica și strategia concepută pentru nașterea, derularea sau stingerea unui raport juridic de drept material, cu atât mai mult pentru desfășurarea unei proceduri conflictuale, inapt, presupunându-se că există inaptitudine pentru rezolvarea ei pe care am iată, face ca, în realitate, aici problema să devine extrem de gingașă. Compromisul încheiat fără mandat special între avocați nu e corect. Acordul expres de voință al părților pentru realizarea prin acte de procedură ale părților în timpul procedurii arbitrale a unui astfel de compromis cu privire la competență nu poate fi făcut decât prin mandat expres. Cred că e suficient mandat expres special dat și nu anticipativ general, care îți creează măcar prezumția că partea este încunoștințată recent cu privire la un demers procesual de asemenea consecințe. În condițiile în care remarca și doamna vicepreședintă Ștefănescu ieri, noul cod de procedură civilă permite declinarea de competență către un arbitraj instituționalizat, ceea ce prezumă încrederea legiuitorului că astfel de instituții sunt instituții în care lucrurile decurg după reguli și forme ce sunt păzite. Și în condițiile în care încrederea dată de legiuitor acestui sistem declinator, care a creat discuții, după cum bine știm în istoria procedurii civile, este până acolo încât responsabilitatea în realizarea activității de arbitraj te duce până la limita cealaltă în care pilonul hotărârii arbitrală, dacă ajunge să fie judecat în jurisdicția statală, după admiterea acțiunii manuale, îl judecă judecătorul chiar în echitate, lucrurile capătă o configurație în care, din punctul meu de vedere, mandatul special este făcut. Și atunci răspunsul este și pragmatic, în sensul că, în realitate, grija mare este să nu lași clientul captiv. Așa ținem și arbitru și avocat și n-am făcut nimic de natură în arbitrajul. Și, în al doilea rând, grija arbitru efectivă este să aibă convingerea că nu există o distorsiune de comunicare corectă între parte și cel care îl reprezintă chiar și în procedura arbitrală. Cei care au experiență în arbitrajul internațional știu ce înseamnă obligativitatea de a cere instrucțiune imediată după dare de socoteală de mandat la fiecare termen și instrucționare directă. Asta practică pe care din arbitrajul internațional, la Curtea de Arbitraj Internațional București, mai ales pe vremea când aici era dezvoltat, în special sistemul CAIR, obligațiile erau făcute, în fapt, efectiv, sub control. Pentru ca toate organizațiile socialiste, indiferent din care țară CAIR avea litigi aici, să fie încunoștințate expres cu privire la ce s-a întâmplat la termen și ce trebuie să se facă mai târziu.
Eu vă spun în concluzie, din ceea ce am citit. Puternicerea generală avocațială nu este suficientă pentru a disputa problema competenței curții de arbitraj la primul rând? E suficientă. E suficientă. Discutare. Pentru discutare. Pentru acceptarea competenței, dacă nu există clauza arbitrală și neindicarea, neinvocarea excepției, nu mai pot. Îți spune textul, că nu pot să o bază în puternicile simple. Bun, pot fi anumite probleme legate de validitatea clauzei și faptul că avocatul nu le invocă la primul termen. Acum, fiecare parte și alege avocatul. Cu privire la validitatea clauzei este altă discuție. Nu discutăm probleme legate de validitate. Adică ar putea face acțiune în anulare clientul care schimbă avocatul și zice, în mod normal, în mod greșit, tribunalul arbitral nu a cerut o împuternicire specială pentru că s-a discutat problema, adică s-ar putea pune problema, adică s-ar părea destul de complicat și de... Să fac și eu că domnul profesor Maria Nicolae să reflecte. E un subiect bun. Da. Mă gândesc și poate că am să reflectez. Bun. Nu cred că orice fel de avocat poate să vină după un alt confrate și să spună, domnule, păi să vezi că... Ce putea să facă? Da. Nu cred. Acolo. Am să studiez. Da. Dumneavoastră și trebuie să spuneți că suntem președintele Uniunii. Dar noi care nu facem parte din profesie, putem să vă spunem că sunt mulți care fac. Este sincer. Dar sincer să spun, în calitatea asta nu merge. Aici. Nu, sunt simplu avocat și știu că în realitate am fost educat să-mi respect confrații. Sincer să fiu. Adică dincolo de lucru. Asta e trecător, am dat pe instituția la care l-am. Dar în regulă generală să respectă avocații între ei și e foarte greu să faci o acțiune în amblare după ce a fost altcineva înainte ta, fără să nu-i atrage atenția confratelui tău. Că e cazul să lichideze corect afacerea cu clientul său și să-și rezolve problemele dacă într-adevăr constați că greșești. Dar tu găsești unul care e concurență cu tine și stai pe site-urile concurente cu el, normal că să te înjure și nu o să zică mersi la chestia asta. Bun. Am înțeles. Bun. Poate m-am făcut cum să zic.